Bună ziua! Bine v-am găsit la știrile Observatorul. În următoarele 3 minute vă vom prezenta știrile zilei de astăzi, 22 iulie 2021. Conform presei de peste Nistru, astăzi s-a produs o explozie la o uzină chimică din orașul ucrainean Rovno. În urma deflagrației, pe cer a fost vizibil un nor mare de smog portocaliu, iar particulele de oxid de azot au ajuns în aer. În acest caz se recomandă ca pe timp de ploaie să ieșim în stradă cu umbrela. Acum, în Republica Moldova se desfășoară a treia vaccinare a populației, iar la acest indiciu Soroca este printre raioanele fruntașe. Astfel, la începutul acestei săptămâni, în raionul Soroca erau vaccinate anti-COVID-19 1893 de persoane, dintre care 11836 de persoane cu prima doză și 8057 de persoane cu ambele doze. Acoperirea vaccinală cu prima doză, la nivelul raionului, este de 16,5%, ceea ce este mai mult decât media pe republică. Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu din Soroca a fost astăzi gazda întâlnirii online cu scriitorul Iulian Filip. Evenimentul a avut genericul Întâlnirea mea cu cartea este partea mai miezoasă a vieții mele. Să menționăm că cartea Urmele frumoase ale lui Iulian Filip sunt peste tot în bibliotecile sorocene. Unirea Constanța, echipă la care este legitimat și soroceanul Ilie Damașcan, a disputat un meci amical cu echipa Olimpic Sărnești. Meciul a fost la discreția constanțenilor, care au învins cu un categoric 6-0. La învingători, 3 goluri au fost marcate de Ilie Damașcan, care este considerat de antrenorul Ianis Zicu, cel mai în formă fotbalist al echipei. Pe lângă golurile semnate de fotbalistul din Republica Moldova, Unirea Constanța a mai marcat prin Liviu Mihai, Robert Jerdea și Alexandru Nicola. Unirea Constanța termină seria meciurilor amicale sâmbătă, cu un test împotriva nou promovatei Steaua București. Atât pentru astăzi. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul observatorul.md. O zi plăcută în continuare!